despre mama mea, care știți cu toți, care a murit. Până acum n-am vorbit despre ea, pentru că mi-a fost foarte greu. Sper să nu plâng ca doamna care gătește șoțelul. Dar nu cred, mi-a trecut deja un an jumate și a trecut niciodată nu pot să uita, dar a trecut cel mai greu. Vreau să zic că mama mea a fost o femeie foarte puternică. Dar nu era cumpătată în mâncare. Totdeauna mânca în exces, îi plăceau dulciurile, era, cum a zis, o femeie puternică și când umbla, era ca un căpitan drept și ca un căpitan. Niciodată n-am crezut că mama mea o să cadă la pat din cauza poftei. Din cauza poftei, ea a căzut, pentru că îi plăceau dulciurile, îi plăcea mâncarea grasă, plăcea să mânce între mese. Când a început să îmbătrânească, corpul a mai cedat din cauza necumpătării. A paralizat de jumate. După aceea mai făcut o paralizie. După aceea, noi o încurajam să lase pofta, ea să mâncă nici atunci nu mai lăsăm pofta. Vreau să zic că i-a plăcut foarte mult mâncarea. Foarte, foarte mult. Și până la urmă, în ultima lună de viață, una dintre scovorii decembrie, a fost acolo și a zis că mama nu mai mănâncă. Orice îi dădea să mănânce, nu mai mânca. Și zice, cred că nu mai are. Pentru că mama niciodată nu o să mânca. Viața ei mânca. Vreau să zic că până la urmă nimic nu i-a mai plăcut și așa i-a venit sfârșitul. Foarte a venit. Am povestit acum de mama pentru că știu cât era necumpătată mâncare și ne-a transmis genetic nouă copiilor ei. Tata este foarte cumpătată mâncare, tata nu mănâncă, dar mama ne-a transmis genetic, ne-a transmis copiilor noștri. Și ca și păcatul s-a propus. Citind din Dietă și Rană, noi ca adventiști, suntem răspunzători înaintea lui Dumnezeu, ceea ce mâncăm și ceea ce poftim. Necumpătarea noastră ne distruge sănătatea și viața. Îmbătrânim înainte de termen și vreau să citesc. Nu vreau să mă duc prea mult, pentru că este ora de rugăciune și noi trebuie să ne rugăm mai mult. Am ales acest subiect pentru că este o refermă și este solia celui de-al treilea înger îngeresc. Când am venit în Biserica Adventistă, știam despre lucrurile astea, dar le-am dat la o parte. Și am degeaba citit pentru că pofta e mai puternică decât stilul nostru de viață sănătos. Ellen White vorbește, mi s-a arătat iarăși că reforma sănătății este o ramură a marii lucrări care trebuie să pregătească un popor pentru venirea Domnului. Acesta este tot atât de strâns legat de solia celui de-al treilea înger, cum este mâna față de trup. Legea celor 10 porunci a fost privită cu superficialitate de către om, însă Domnul nu ar veni să pedepsească pe călcătorii acestei legi fără a le trimite mai mult o solie de avertizare. Cel de-al treilea înger vestește această solie. Dacă oamenii ar fi supuși legii celor 10 porunci, împlinând viața lor principiile acelor precepte, blestemul bolilor care inundă acolo lumea n-ar mai fi existat. Bărbați și femei nu pot călca legea care guvernează organismul omenesc, îngăduindu-și un apetit stricat și patim depravate fără a călca și legea lui Dumnezeu. De aceea, El a îngăduit ca lumina reformei sănătății să strălucească asupra noastră, ca să nu putem vedea păcatul când violăm legile pe care El le-a stabilit în ființa noastră. Adam și Eva au căzut din cauza unui apetit nestăpânit. Hristos a biruit. A rezistat și a arătat lui că putem să stăpânim pofta. Și eu încerc și eu de două luni să-mi stăpânesc pofta și să știți că merge. Dumnezeu pretinde că trupul să fie adus ca o jertfă vie, nu ca o jertfă moartă sau pe moarte.
Când ne punem înaintea lui Dumnezeu, ne sculăm de dimineață și ne punem înaintea lui Dumnezeu și cu ce jertfă mergem noi, când trupurile noastre sunt obosite de la muncă, sunt obosite de mâncare, noaptea, mâncăm prea de târziu. Și atunci nu putem să ne trezim să avem o legătură cu Dumnezeu. Apostol Pavel roagă fierbinte biserica, vă îndemn fraților, vă îndemn dar fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Romani 1 cu 11 cu 1. Ion a fost un reformator. Dacă vă aduceți aminte, Îngerul Gabriel s-a dus la el și la părinții lui și a zis ca, ca să nu... S-a dus la mama și la tatăl lui și a spus că trebuie să nu bere băutul, să nu... Pentru că va fi un, un fruct de lucru sfânt. Ion s-a despărțit de prieteni, s-a despărțit de viața înveșugată și în simplitatea lui, îmbrăcăminții și a mâncării, a adus înaintea oamenilor care au așa trebuie să trăim, cât mai simplu. Mâncarea lui a fost roșcove și miere. Era o mustrare pentru găduința apetitului și lăcomie ce stăpânește pretutindeni. Dumnezeu arăta că reforma sănătății este atâta de strânsă. Dumnezeu le cere oamenilor să respecte legile naturale și să-și păstreze sănătatea fizică. Una dintre cele mai mari ispite pe care le are de înfruntat omul este aceea în privința apetitului. Noi nu ne putem stăpâni. Suntem așa de... Nu pot să spun că eu sunt cu mâncare. Eu nu sunt cu mâncare. Eu sunt cu ciocolată. Eu sunt cu prăjituri. Eu sunt cu dulciurile. Deci fiecare avem ceva. Deci eu pot să-mi pui mâncare, dacă îmi pui prăjituri, eu mie nu trebuie mâncarea. Eu pot să dau la parte. Alții sunteți cu mâncarea, alții sunteți cu mâncarea între mese și fiecare avem păcatul ăsta pe noi, care ne distruge sufletul. Încerc cât de cât, unde lucrez, unde mă duc și vorbesc cu oamenilor, învățesc de la oamenii ăștia, vorbesc cu oameni, intenționat mă duc cu aparatul, după mine am un aparat mic, cu suc, cu îmi fac smoothie, îmi duc aparatele, îmi duc și ce pun în ele și oamenii se uită și zice, dar ce faci? Deja 5 familii mă urmează și spun că se simt mai bine. Încep să le vorbesc despre sănătate, încep să spun cum e construit corpul nostru și îmi pare bine, pentru că pentru asta mă rog, ca să vorbesc cu oamenilor despre lucrurile astea. Le vorbesc despre sport, le zic ce să facă, mă pun și pe jos și le arăt exercițiile. Și îmi iau și din timpul meu, dar mă bucur pentru că văd că oamenii vor și văd deja la oameni că au schimbări și mă cheamă. Știi, cât am slăbit săptămâna asta și când mă întâlnesc cu ei. Cum am zis, că mulți își îngăduie obiceiul vătămător de a mânca chiar înainte de culcare și poate că aceștia să fi servit 3 mese obișnuite. Cu toate acestea, pentru că au senzație de slăbiciune ca și cum le-ar fi foame. Nu fi foame, fi sete. Dar nu ne mai dăm seama, pentru că din cauza oboselii, din cauza muncii, nu mai mâncăm. Și așa că am în mașina mea în bucătărie, am acolo sticle de apă plin, am ca să știu că nu pun mâna pe, poate am alune sau ceva, să nu mănânc alune, să nu mănânc între mese alune și atunci mănânc, iau apă cu multă mâncă. Aș putea să zic foarte mult despre lucrurile astea, dar nu este nici timp, am făcut și cu târziu. Aș vrea mai mult să ne rugăm și îmi doresc foarte mult să ne rugăm pentru pofta noastră. Mă rog foarte mult, m-am rugat foarte mult și am plâns pentru că nu puteam să înfrânesc pofta. Și am reușit să o înfrânesc. Deci, cu totul Hristos care ne ferește. Și putem cu toții să facem astea. Și fiecare sunt sigur că aveți o slăbiciune. În toate, și în muncă, și în alte lucruri.